frumusețe. Natura, cum creează frumosul. Deci un deal, mult spre deal, pe jur crângul de faguri. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Pentru cei care sărbătoresc astăzi Crăciunul, vă doresc pace și lumină în sufletele și inimile voastre. Dar eu astăzi mă înalț în munte aici, în câmpul ăsta, în pădurea aceasta de fag, de la Hârjauca, din Codrii Moldovii, și vă iau cu mine să vedem frumusețea pădurii de fag. E desigur că e deosebită, e ceva neobișnuit. Aici la Hârjauca, unde mă aflu acum, la stațiunea balneoclimaterică din Hârjauca, este o pădure cu fag. Pădurea de... sau crângul de fag. M-am urcat foarte, foarte sus în deal, dar este foarte frumos. Ninge, fulgii sunt foarte mășcați, fulgi mășcați, pufoși, dar este foarte plăcut. Fulgii mășcați, pufoși, fulgii mășcați, pufoși, îmbracă pământul cu o haină albă și e o liniște foarte profundă. Nu e nici urmă de nimeni. E foarte frumos și plăcut, aerul proaspăt și minunat. Liniște. Frumos, se aude numai tăcerea, tăcerea divină, tăcerea Creatorului. Deci este o energetică foarte puternică, o energetică care te îmbibă, îți dă curaj, te înalță, te înalță spre desăvârșire. Nu știu la câți metri m-am urcat, dar mi-am... Vreau să vă arăt, așa să... E o minunăție. Cum vă spuneam, e un loc foarte liniștit, un loc cu izvor tămăduitor, e o pace sihastrică, nu se aude nici vântuleț, dar fulgii zboară. Eu vă doresc să aveți și voi momente plăcute, momente de fericire, momente frumoase, pline de iubire, de binecuvântare. Și este minunat, este foarte minunat. Când mergi și îți atingi pacea, atingi divinitatea prin aerul acesta proaspăt, cu fulgi mășcați, cu fulgi foși, fulgi care te îmbată cu ozon, e minunat. E bine să avem clipe de răgaz,
clipe de a fi cu sine însăși. Vai, uitați-vă ce copaci nanți! Clipe când în interior este liniște, este lumină și te contopești, te contemplezi cu divinitatea, te contemplezi cu natura și te încarci cu energie. E minunat! Și Dumnezeu ne-a dat așa o iarnă, cum așa sărbători frumoase, pline de alb, nici urme de nimeni. De fapt, sunt urmele Creatorului, urmele frumosului. Ce copaci groși și minunați! Natura așa e de bună cu noi, așa e binevoitoare, ne lasă să ne atingem de ea, să o iubim, să o înfășurăm în dragostea noastră, să admirăm ceea ce ne dă natura, să ne bucure ochii. Eu vă doresc și vouă clipe minunate, clipe pline de iubire, de lumină, de pace, de armonie și echilibru interior, să atingeți surâsul interior. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez de aici, de la Hârjauca, din Codrii, Moldovei. Vai, și se aud clopotele de la mănăstire. Ce frumos! E super! Dați să ascultăm! Cu adevărat, am fost binecuvântați în această plimbare. Vă mulțumesc că ați fost cu mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să ascultăm, să vorbim și să învățăm în tăcere. Să cunoaștem în tăcere. Tăcerea mult mai mult ne spune. Mult mai mult ne învață. Mult mai mult ne vorbește în tăcere.